Consumate în cantități normale, două băuturi alcoolice preferate de majoritatea oamenilor sunt considerate chiar sănătoase pentru organismul nostru. Una dintre acestea are rol inclusiv în prevenirea infarctului. Astfel, berea și vinul, căci despre ele este vorba, ajută la o mai bună circulație a sângelui ori la scăderea colesterolului, însă aceste lucruri rămân valabile doar atunci când sunt consumate în cantități moderate. E bun vinul, de beu, aia mușește lumea să bea, dar nu chiar să moară. Să exagereze. Da, da, să nu exagereze. Dar e bun vin, e bun de beu și țuica e bună că... O bunica mea bea țuică când o durea stomacul. Eu am făcut vin, dar nu pot să beau, că n-am voie să beau, ce beau, o ceapă. Unul dintre beneficiile majore ale berii pentru organism este faptul că scade colesterolul din sânge, acest lucru datorându-se conținutului ridicat de fibre pe care îl conține. Un studiu realizat a demonstrat faptul că cei care consumă bere au șanse de până la 60% mai mici să facă infarct, față de cei care nu obișnuiesc să consume această băutură. Mai bem așa câte puțin vin, câte un pahar de bere. Vinul conține resveratrol. Acesta este dovedit a fi un protector eficient împotriva bolii Alzheimer și a demenței. S-a dovedit că resveratrolul are și proprietăți antiinflamatorii. Cercetătorii au descoperit că fiecare pahar de vin roșu consumat zilnic poate reduce riscul anumitor tipuri de cancer.